Asta vă propun. Deci, în primul rând, vreau să tot să felicit pe faptul că a făcut așa o analiză. Domnul Constantinache, m-am pierdut în spate. Domnul Constantinache e cel mai vizibil economist din ultimii ani, dar de jos și în natură, este foarte activ, bravo. Dar dacă se vorbim despre o mică perspectivă, deci eu își propune niște lucruri de bunătățiri, inclusiv și începând cu niște pierde. Dacă începați, să folosesc în literatură foarte mult să chiar îngășiți. Și v-aș propune să-i folosesc cel puțin numai în lucrare, dar care sunt mulți jurnaliști, folosesc termeni economice care nu sunt corecți, folosesc doar în Republica Moldova. Primul, nu este corect să folosesc termenul valută străină. Dacă deschideți dicționarul românesc... Moneda străină, știu. Dacă deschideți dicționarul românesc, ce înseamnă valută? Valută este ce înseamnă? Moneda străină. Deci dacă traduce valută străină, este moneda străină la pătrat. Așa că, stimați jurnaliști, toți, vă rog, să folosesc termenul moneda. Nu folosesc ca să lumea să înțeleagă. Moneda străină. Mai popular. Asta, nu, chestia că... Eu știu asta. Vin frații noștri de România să zâmbeze și să... Și cred că aici nimeni nu știe. Sunt care nu știu, dar sunt care știu. Asta e primul. Doi. Nu este corect să folosim termenul schimb bancar. De ce nu este corect? Dacă deschideți DEX-ul, aproximativ acolo este spus așa. Că se schimbă în multe multitudini de elemente care formează un întreg și care interacționează între ele. Republica Moldova, partea oficială, nu este un întreg. Și ați vorbit, nu este întreg. Întreg a fost, spunem, până la 90 și întreg va fi admit în 2017-2018. De ce este corect să folosim sectorul bancar, nu segmentul bancar? Sistemul bancar presupune un întreg. Mai departe. Deci, dacă nu greșesc, s-a comis o greșeală metodică importantă, care a comis 99,99 dintre toți cei care scriu pe Republica Moldova. Atunci când se fac operații în timp, 40 și face. Deci, și poate n-am ascultat atent, dar în text e tot în așa specificare. Deci, cu cei care au emigrat, au emigrat, emigrat și mai departe, nu e corect să facem comparații astea, fără ca mai înainte să facem o specificare. Deci, ceea ce se referă la anii 46, 46, 40 și mai departe, se referă la alt teritoriu. Și noi comparăm un întreg cu o bucată din întreg. Și măcar trebuie să facem o steluță sau două steluțe cu un fel, fiindcă cifrele sunt, cercetătorul este pus în situația când trebuie să facă comparație, dar trebuie să spună că noi trebuie să ținem cont că aceasta nu este comparată. Deci, asta, dacă ați observat în text, eu fac. Aceasta toți care scriu, prima frază care trebuie, cineva care scrie spre Republica Moldova, prima frază trebuie să spună că în materialul din mai jos, noi nu scriem despre Republica Moldova, dar despre o parte a Republicii Moldova și suntem nevoiți să facem așa, fiindcă nu avem resurse. Dar restul constituie cam aproximativ atât. Și mai departe scrieți ceea ce doriți. Dar dacă nu scrieți așa, fiecare autor pune semnătură că el e de acord cu divizarea teritorială, prima și a doua, el nu știe ce înseamnă Republica Moldova. Deci, eu când am terminat. Deci, asta e referitor la comparabilitate. Și patru. Eu aș propune, pe viitor, asta nu e minus dacă propunere, cu toate că știu că este mare deficit de informații, dar să faceți măcar un paragraf sau cât puteți acolo, o mică informație despre regiunea istriană. Fiindcă eu știu că sunt informații greu de găsit și așa departe. Așa numită privatizare, Despre privatizare ca unul dintre principalele elemente, privatizare în ghilimele, ca unul dintre principalele elemente ale economiei cliente. Adică de acolo îți pornește o mare parte... Asta e element. Este element ca faptul. Ultimul, deci la 43,
Este o frază care pătrăbine o leagă cu ceea ce am auzit azi de la două unicuți într-o revoluție. Unicuți le-au spus așa, acolo spuneți așa, că economia de Dnepr nu este observată de oficialități. Unicuțile nu eu, au spus următoare. Cea mai observată economie este economia de Dnepr, fiindcă ea este la oficialități. Asta n-am spus, eu am spus. Dar noi putem să fim de acord, trebuie să fim. Să subscriiți-o. Din proprie inițiativă, cu proprii resurse. Atunci când oferim un proiect, nu am abordat și alte misiuni. Nu de acord, poftim. Bună ziua, Ivan Deacu. Un studiu foarte vorbitor și frumos. Să zic că eu am ca la consum. Eu am făcut și eu un mic studiu de specialitate cu narcotrafic. Și am făcut propunere la ședințe, am făcut o analiză cu o paralelă cu Rusia, acolo sub președinția Zbuzna. Da, sub președinția Zbuzna. S-a făcut că în Rusia se consumă droguri la 1.5 mai mult decât bugetul militar al Rusiei. La noi se consumă zâcnic 12 milioane de lei. 12 milioane de lei, iar eu nu ținu o parte de acolo. Că, și deși, vedeți, aici e tot legat, că părinții lucrează acolo, copiii 30% copiii la bunie și să ofere supraveghere, dar nu numai și e. Sunt droguri care folosesc de astea o travă cât cumva vorbim, aștia sărași, dar de astea mai sunt sofisticate. Noi, eu am exemplu din cazul aici, am văzut așa într-o frază. Știu de deputați, de miniștri, de juriști, de multe spremi, narcomani. Aici. Asta e foarte, de altă parte. Eu am un dosar concret, iată, cu contrabandă. Procuratura Generală ține acoperire cu contrabandă. Și aici e restul. Vreau să spun un exemplu, un domnul domnare. Deci, un exemplu. Ca să știți ce proporții la noi contrabandă, economia suferată prin contrabandă. Un exemplu foarte lucid. 2012, statistica ne arată că avem necesități, nevoie statuare de 710 mii tone de carburanță, benzină, motorină și alte parte, toate luate prin România. Import avem 575.000 și consumul real a fost de 690.000. 115.000 nu găsă nicăieri. Iată răspuns. Iată este un dosar penal? Este un dosar penal în Procuratura Generală? 4 miliarde de lei, frate dumneavoastră. Este un dosar penal în Procuratura Generală, am vorbit Transnistria. Da. Numai agenții economici care oficial se înregistrați în Republica Moldova și plățile care trebuie oficial să le facă, este expertiză financiară făcută de Institutul Național, unde e dovedit neapropiat. 2 miliarde și 3 miliarde. Care nu le plătit, eu spun, care e dovedit pe hârtie. Nu care noi facem niște analize. Domnul Gheorghe, o întrebare. Domnul Costandache, în pagina 20, noastră veniți cu niște constatări în cifre, o dinamică în cifre. Și vă rog, părerea dumneavoastră, care este prognoza a ceea ce se întâmplă în decalajul între import și export? Vreo 4 ani de zile noi am avut deficit dintre import și export de vreo 3 miliarde de dolari anual. Din acești 3 miliarde noi, evident, primeam TVA-ul la vamă. Anul trecut, în 15, importul s-a micșorat cu 1,3 miliarde de dolari. Evident, cu 260 de milioane de dolari, noi am obținut mai puțin în bugetul consolidat. Cum credeți? Care va fi dinamica în apropiații 2-3 ani? Domnul
Deci ca tendință se va menține, însă ritmul nu va... Deci începând cu... Trendul negativ sau se va stabiliza? Ca tendință se va stabiliza și începând cu anul, chiar și o să avea creșterea asta. Deci vom depăși cicli înregistrate în 2015, însă nu cu mult. Însă începând cu anul următor, dacă merg. Dacă vom avea, unul, stabilitate politică, clarificări în sistemul de plăți, clarificări în... cu moneda națională și cu sistemul bancar. Dar puterea de cumpărare, doar după dumneavoastră, scade. Desigur că scade. Și atunci cum ne-aș... Puterea de cumpărare depinde de venitul de populației. Eu am vorbit despre ritmurile de creștere a venitului populației, ceea ce nu asigură nici pe departe ritmurile de creștere a cheltuielilor care cetățenii trebuie să le efectueze. Însă, dacă se va stabiliza situația, atunci am putea înregistra și creștere economică calitativă. Vă mulțumesc, dar ați mai generat o întrebare. Dacă se va stabiliza, ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că indicatorii macroeconomici să nu fie mai răi ca perioadele... Deci să nu avem recesiune. Dar luând în considerație FMI-ul ne-a făcut așa din noi, deci, Banca Europeană de Reconstrucție. Deci noi totuși cu FMI-ul o să obținem un acord, o să semnăm un acord. Asta va fi, cred, cel mai degrab în septembrie-octombrie. Și pentru anul ăsta vom primi, chiar o să fie posibil să primim o parte de finanțare, un tranș. Însă depinde de tratativele și discuțiile care vor avea loc în luna iulie, când vine decizia. Nu înseamnă oare acest lucru că stabilizarea, noțiunea de stabilizare, cum o percepe FMI-ul, așa da. Trebuie să o perceapă și guvernul nostru. Eu am demonstrat că atât bugetul de stat, cât și creșterea economică, cât și sectorul economic, real al economiei, depinde în totalitate nu de mediul interior. Deci aici trebuie să facem posibil ca mediul de afaceri să se stabilizeze, să înceapă a crește. Deci asta se restrânge, numărul de agenți economici se reduce, investițiile se reduc. Iată, aici trebuie să fim. Și când vom avea investiții, atât intern cât și pe extern, mai mari, atunci însă o creștere economică calitativă asta înseamnă numai puțin de 7-8% ca să ajungem peste cel puțin 25 de ani media europeană. Atunci încă o întrebare, spuneți, vă rog, mă iertați o întrebare și am închis gură totdeauna. Bun, am închis gură. Întrebați, vă rog, până la urmă. Nu, domnul Căsădache. Întrebare, vă rog. Da, poftim. Da, eu vreau să vă spun că Confederația Națională Sindicatelor Pietru Chiriac. Mersc în expunerea dumneavoastră, ați făcut referire și la raportul sindicatelor, la sindicatelor în unele compartimente a acestui studiu, care îl apreciem a dus la valoare și îi dăm o notă foarte scrisoare. Noi cunoaștem posibilitățile dumneavoastră, cunoaștem capacitățile care le faceți în domeniul studiului, sunteți independent, sunteți desfășurător. Este cert un lucru că aceste studii, ca și celelalte care au mai fost făcute din partea dumneavoastră, ele nu știu cum trec pe alături de factori de decizii, de organe de resort și nu se iau în considerație. Așa se fac și multe lucruri care noi le facem, sindicaliștii, cunoaștem foarte bine problemele legislative, sociale, economice, retribuirea muncii. Economia tenebră este un viciu cel mai mare în țara noastră, cu care luptăm și vreau să zic că luptăm în sensul cel mai direct în anul 2001, însă noi ne batem cu orele de vânt. Dar ce atâta eu știu complexitatea care există în politică, în economie, pur și simplu oamenii se luptă pentru dânsi, pentru existența lor, pentru capitalul lor, pentru a face bogății, dar nu se luptă pentru a aduce la nivelul cel mai înalt, cum ați vorbit dumneavoastră, ca să fie salariul minim adus la nivelul minim de existență, să fie pensia minimă adusă la nivelul minim de existență.